clare și categorice. Nu a reușit vechiul PNL să propună candidați valoroși, încât în majoritatea localităților vedem că PDL-ul, vechiul, noul PNL și-a impus și continuă să își afirme public, declarativ, candidații, respectiv Sebeș, Aiut și avem și... Eu am să mă răspund la această întrebare prietenește, nu așa un pic tendențios, cum a spus-o dumneavoastră, ca să rămânem totuși într-un ton rezonabil. Trebuie să știți că în această formă era un alt subiect pe care eu vroiam să-l abordez, dar nu vreau să fie foarte multe subiecte astăzi. În această formă a legii electorale, colegerile dintr-un singur tur, este evident avantajat primarul care este în funcție. Partidul Național Liberal s-a luptat ca în Parlament să se voteze și dacă nu, chiar și altfel, i-am cerut și premierului, să se adopte o lege prin care cetățenii să aleagă primarul cu majoritatea voturilor. Și subliniez acest lucru. Cu majoritatea voturilor și nu cu cele mai multe voturi. Deci, ce înseamnă cu majoritatea voturilor? Poate să fie un tur sau poate să fie două tururi. Dacă jumătate plus unul din cetățeni votează un candidat de primar dintr-un singur tur, rămâne un singur tur, nu două tururi. Dacă nu, vor fi două tururi. Felul în care se fac acum alegerile cu votul celor mai mulți dintre cetățeni, și o să fac o mică paranteză. Oare de ce credeți că cei de la UDMR de data asta n-au vrut două tururi sau alegerea cu majoritatea voturilor? Știți cumva de ce? Păi cum ar putea să-și pună altfel primar în Târgu Mureș, Satu Mare și alte localități unde ei au sub 50%, au vreo 35-40% din cetățeni, decât să fie din cele mai multe voturi. Asta este un motiv și un interes direct. De asta noi dorim, nu e vorba de a vota împotriva unei etnii, sau dorim să fie primarii reprezentativi din două tururi crescutive. Și acum vă răspund la întrebare. Partidul Național Liberal și în Alba, acesta mare, în urma funcțiunii, s-a adaptat acestei situații, acestei legi. Și este firesc să fie mai mulți candidați din partea fostului PDL, având în vedere că PDL a avut peste 40 de primari și PNL a avut 20 și ceva de primari. Peste anul, două partidele a trecut ordonanța 55, legea traseiștilor promovată de Dragnea, a mai pierdut din primari și unii și alții și suntem în situația asta. Sigur că dacă sunt primari care îndeplinesc criteriile de integritate stabilite de conducerea partidului și nu au făcut lucruri care să nu-i mai recomande și să nu mai aibă o susținere publică. Acolo unde ne simțim aceste lucruri, facem imediat sondaje de opinie ca să vedem ce spune și populația. Și este normal ca cei colegii noștri care au fost în PDL să aibă mai mulți candidați în județul Alba. V-am răspuns.